Întreprinderile private mici și mijlocii consideră că nu este necesară adoptarea măsurii amnistiei fiscale, considerând că persoanele fizice și micro-întreprinderile ar trebui să fie în principal vizate de această măsură. Concluzia aparține Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România și a fost anunțată după realizarea unui sondaj pe tema utilității amnistiei fiscale. Respondenții au apreciat că adoptarea măsurii amnistiei fiscale ar avea o serie de efecte negative, cum ar fi încurajarea neachitării debitelor bugetare, alimentarea unei înclinații și mai pronunțate spre evaziune fiscală, încălcarea principiilor de bază ale fiscalității, efectele negative asupra bugetului de stat și creșterea riscului infracțional. Întrebați dacă susțin necesitatea, oportunitatea adoptării măsuri amnistiei fiscale. 76,2% dintre respondenți au menționat că nu susțin amnistia fiscală. Sondajul a fost realizat în rândul a 324 de respondenți, în proporție de 57,1% micro-întreprinderi, 14,3% întreprinderi mici, 19% întreprinderi mijlocii, 3,2% întreprinderi mari și 6,4% ONG-uri și alte forme juridice.